Bărbatul de 37 de ani a ajuns în urgența Spitalului Județean din Craiova duminică dimineața. A petrecut ore bune în urgență, apoi a mai așteptat încă 6 ore până să fie operat. Bolnavul susține că doctorul Muriza, medicul care era de gardă în secția de urologie, a refuzat să-l opereze pentru că blocul operator al secției era închis. Cum a apelat domnul doctor, aici de față, m-a dus aici în blocul motor, cum spun dânsii, după care m-a ținut acolo că nu era efectiv cine să asiste la operație. După cât am înțeles, după o perioadă, că acel bloc era închis până a doua zi la ora 8. Și l-a rugat pe domnul doctor să mă coboare la etajul 6, să mă opereze acolo. Dânsul a refuzat. Singur nu puteam să operez, plus că nu aveam materialele necesare. Încât a trebuit să așteptăm, cred că în jur de 5 ore, 6 ore, până și pacientul și eu am sesizat și a apărut și managerul care a încercat să scalde situația. Într-un final, șeful secției a fost chemat din timpul său liber și l-a operat. M-am făcut datoria. Am venit în 10 minute, am mers cu bolnavul în sala de operații special destinată din blocul operator de la etajul 6, care este rezervat intervențiilor de urgență pe timpul după amiezei și nopții. Nu poate să funcționeze toate blocurile operatorii și toate sălile cu asistenți în regim de 24. Asta nu se întâmplă nicăieri în lume. Conducerea spitalului spune că există posibilitatea ca pacientul să fie operat în blocul operator de la chirurgie, unde toate disciplinele medicale pot să opereze pe baza unei programări în funcție de urgență, numai că medicul a refuzat acest lucru. Domnul doctor care era de gardă și care a sesizat culmea, deci pe dumneavoastră, a refuzat să coboare un etaj acolo unde era firesc să opereze, dorea deschiderea unui bloc operator care la acea oră, duminică seara, trebuia să fie închis. Este închis, nu are personal. Medicul Riza se apără și spune că a refuzat să opereze în alt bloc operator decât cel de la urologie. Nu aveam siguranța actului operator și aș fi pus în primul rând viața lui în pericol. El e un suferind și care nu are experiență în riscurile medicale. Mulțumim. Medicul care ar fi refuzat să opereze acum a mai fost acuzat în urmă cu o lună că și-a lovit un coleg de pe secție în timpul raportului de gardă. Nu știu. Ați lovit?